Psalmul 1. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se veștejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Nu tot așa este cu cei răi, ci ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. De aceea, cei răi nu pot ține capul sus în ziua judecății, nici păcătoșii în adunarea celor neprihăniți. Căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea păcătoșilor duce la pieire. Amin. Plecăm capetele și ne rugăm. Meditația din dimineața aceasta se intitulează Curiozități periculoase. Curiozități periculoase. Îngăduiți-mi să încep cu o întrebare. Te consideri o persoană curioasă? Dacă ar fi să te descrii pe tine ca și persoană, te-ai descrie ca o persoană curioasă sau nu? Prima întrebare. A doua întrebare. Cum ai caracteriza un om curios? Ce-l caracterizează pe un om curios? Ce ziceți? E o biserică de necurioși? Cum ai caracteriza un om curios? Ce ziceți? Auzi zumzete, dar n-aud răspunsuri. Cum ai defini curiozitatea? Curiozitatea este o dorință puternică de a cunoaște ceva nou sau ceva deosebit. Este o dorință puternică de a cunoaște ceva care e deosebit, neobișnuit. Este această pornire lăuntrică de a cerceta, de a explora, de a cunoaște, de a afla. Curiozitatea însă are și o altă dimensiune în ceea ce privește relația dintre oameni și se numește indiscreție. Indiscreția ar caracteriza omul curios care vrea să știe toate despre tine. Te-ai întâlnit cu oameni care te supun la un tir de întrebări. Unde ai fost, dar cu cine ai fost, dar de ce ai fost, dar ce ai făcut, dar ce ați mâncat când ați fost acolo, dar cine a mai fost acolo, dar ce a zis, dar ce a făcut. Te-ai întâlnit cu asemenea oameni care, de îndată ce ai dat ochi cu ei, te supun la acest tir de întrebări. Da sau ba? Întrebare. Ești o asemenea persoană? Ești o persoană care, de îndată ce ți-a intrat cineva în câmpul vizual, vrei să afli toate. Curiozitatea este una dintre trăsăturile psihice fundamentale pentru învățare. La baza dezvoltării cognitive a copiilor, a oamenilor, este și această trăsătură, curiozitatea. Probabil că ați văzut copiii care, de îndată ce pot să miște globi oculari, vor să le vadă pe toate. Ați văzut asemenea copii? De îndată ce încep să meargă de-a bușilea, vor să pună mâna pe toate. Și parte din curiozitatea lor, după ce pun mâna pe toate, în perioada aceea copilăriei, este să le ducă la gură să vadă ce gustau. Este această dorință de a cunoaște. De îndată ce văd un obiect care le atrage atenția, ce credeți? Se duc înspre obiectul acela și vor să pună mâna pe el. Indiferent dacă este un obiect scump sau dacă este ieftin. Indiferent dacă este un obiect inofensiv sau dacă este periculos. Pentru că în această perioadă a copilăriei nu au încă discernământul. De aceea,
Copilul mic, dacă are un cui și este în cameră pe covor pe jos, unde o să introducă cuiul? Unde? Înseamnă că așa fac toți copiii, la priză. Și dacă îi spui, nu-i voie, te crede sau nu te crede? Nu te crede. Curiozitatea lui este mai puternică decât interdicția ta. De aceea, pe măsură ce creștem curiozitatea, îmbracă forme diferite. Și în spatele curiozității sunt nevoi, dorințe, motivații. În spatele curiozității sunt nevoi personale sau de altă natură, sunt dorințe și motivații. Curiozitatea este alimentată din aceste lucruri. În funcție de dorințe, în funcție de nevoi, în funcție de motivație, curiozitatea poate fi îndreptată înspre lucruri pozitive sau înspre lucruri negative. Curiozitatea poate fi îndreptată înspre lucruri care fac bine sau care fac rău. De aceea, curiozitatea are nevoie de discernământ. Și omul curios are nevoie de protecție. În limba română sunt proverbe despre curiozitate și unul dintre ele spune curiozitatea strică. La ce strică? La frumusețe. În limba engleză este un proverb care spune curiozitatea a omorât pisica. Curiozitatea a omorât pisica este un proverb al englezilor și americanilor. Dacă vă interesează de ce a omorât curiozitatea pisica, vă duceți la lecturi suplimentare. Dar cineva a zis așa: din curiozitate, unii au descoperit America. Iar din curiozitate, alții trag cu urechea la ușă. Din curiozitate, unii au descoperit America, iar alții trag cu urechea la ușă. Așa e, amândouă persoane sunt curioase. Pe unul curiozitatea îl duce la descoperiri deosebite și pe altul duce la un comportament jenant. Altcineva a spus, pe unii curiozitatea i-a ajutat să-L descopere pe Dumnezeu, iar pe alții i-a ajutat să piardă totul. Curiozitatea. Curiozitatea aceasta începe din copilărie. Și vom vedea că pe măsură ce copilul se dezvoltă, curiozitatea la copil se îndreaptă înspre anumite domenii. Ați văzut copiii la care dacă i-ai luat o jucărie, în următoarea jumătate de oră ce face cu ea? O desface în bucăți. De îndată ce a primit jucăria, o desface în bucăți. Și dacă îl întreb de ce, a vrut să vadă ce e acolo. Curiozitatea. Altul primește o jucărie și după o jumătate de oră s-a plictisit de ea. Gata, nu-l mai interesează. I-a dispărut curiozitatea. Alții curioși primesc o cutie de Lego și pot să stea ceasuri întregi și construiesc Lego. Altul primește o cutie de Lego și într-o jumătate de oră toată camera e plină de bucăți de Lego. Curiozitatea se manifestă diferit de la copil la copil, de la persoană la persoană. Și cu cât copilul crește și ajunge spre adolescență și spre maturitate, diversitatea domeniilor care stârnesc curiozitatea este tot mai mare și cu pericole tot mai multe. Lumea în care trăim noi este o lume care are o ofertă aparent nelimitată de curiozități. Unele dintre curiozitățile acestea sunt extrem de periculoase, altele sunt extrem de benefice. Cum se manifestă curiozitățile periculoase? Vom lua în dimineața aceasta câteva exemple din Biblie de oameni care
au fost prinși de curiozități periculoase. Să vedem cum s-au declanșat lucrurile și să vedem ce s-a întâmplat. Așa că dacă aveți Biblia la dumneavoastră, vă rog să deschideți la Geneza, la capitolul 3. Geneza, capitolul 3. Suntem în grădina Edenului și avem înaintea noastră primii oameni. Sunt căsătoriți, sunt într-un mediu perfect. Ni se spune că Dumnezeu a plantat grădina aceea și a fost o grădină din care n-a lipsit nimic. Toate nevoile primilor oameni erau împlinite de ceea ce Dumnezeu a așezat în grădină și toate nevoile lor spirituale erau împlinite în întâlnirea lor cu Dumnezeu în fiecare zi. Capitolul 2, versetul 15. Domnul Dumnezeu l-a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta. Poți să mănânci după plăcere din ce poți mânca? Din toți pomii care sunt în grădină. Deci, după buna plăcere, poți să iei toți pomii roditori din grădină și să mănânci din rodul fiecăruia atâta cât îți place. Adică nelimitat. Dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci. De ce? Pentru că în ziua în care vei mânca din el vei muri negreșit. Sunt primii oameni și au în față toate oportunitățile și toate resursele. Și am zice, oamenii aceștia vor trăi fericiți pentru totdeauna. Numai că în capitolul 3 se schimbă imaginea. Șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu și el a zis femeii. Oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Adică v-a privat Dumnezeu, v-a văduvit Dumnezeu de toate lucrurile care v-ar putea face viața frumoasă? Oare Dumnezeu chiar vrea să fiți așa de restrânși, de îngrădiți, încât să nu puteți mânca din toți pomii din grădină? Femeia a răspuns șarpelui și a zis, putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină. Deci, n-avem limită decât unul singur. Dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis, să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Atunci șarpele a zis femeii, hotărât ce? Că nu veți muri. Adică, curiozitatea aceasta nu are consecințe. Curiozitatea aceasta nu are consecințe. Dacă încălcați porunca aceasta lui Dumnezeu, nu sunt consecințe. Vă rog să rețineți. Primul element care face din curiozitate o direcție extrem de periculoasă este credința că nu vor fi consecințe. Dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu cunoscând binele și răul. Dar Dumnezeu știe că dacă ați face ceea ce el v-a spus să nu faceți, ați avea experiențe care ar îmbunătăți cu mult condiția voastră. Ați trăi la un alt nivel. Adică, această curiozitate este însoțită de promisiunea că nu sunt consecințe și că beneficiile pe care le vei avea vor fi extraordinar de mari. Prin urmare, femeia a văzut că pomul era bun de mâncat, plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea.
Adică tot ceea ce ar oferi în interpretarea pe care șarpele cel vechi numit diavolul, așa ne explică Apocalipsa 12, tot ceea ce a interpretat diavolul este ceva de dorit. O curiozitate care îți așează în față ceva care îți va da un alt orizont, o altă dimensiune a vieții, ceva care te va împlini. Ce lipsește la primii oameni? Le lipsește în primul rând discernământul. Dacă vine cineva la tine să spună ceva, primul lucru pe care îl face discernământul este să legitimezi persoana aceea. Dar matale, cine ești? Adică tu cine ești și cu ce autoritate faci lucrul acesta? V-am relatat cu altă ocazie una dintre primele mele experiențe când mi-am luat slujba de psiholog clinician aici în Oradea. Mi-am luat slujba în primire, am primit un cabinet care era gol și administrația din vremea aceea a direcției sanitare mi-a trimis mobilierul pentru cabinet. Și într-o zi, în timp ce eram la cabinet, m-am trezit că vin cei care descarcă acolo și dulap și masă și canapea și ce mai era acolo și mi le-au pus pe toate în mijlocul cabinetului. Așa că am pus mâinile în șolduri și m-am uitat să văd cum să le aranjez, unde să le pun. Și în timp ce mă uitam așa la ele, a intrat o doamnă în cabinet. S-a uitat la mine, s-a uitat la mobilier și a zis: dulapul trebuie să-l punem acolo. Așa că, în ascultare, am împins dulapul acolo. Biroul merge acolo, canapeaua, scaunul merg acolo și le-am așezat pe toate, cum mi-a zis doamna respectivă. Când a fost totul terminat, i-a spus: vă mulțumesc foarte mult pentru ajutor, cu ce vă pot eu fi de folos? Și doamna scoate din poșetă biletul de trimitere. Trimisă la consultație cu schizofrenie paranoidă. Primul sentiment a fost că aș fi vrut să mă înghită pământul. Pentru că înainte de a asculta ceea ce îmi spune ea, trebuie să întreb: dama tale, cine ești? Ei, când șarpele vine la Eva, când cineva vine la tine și spune: nu e așa cum zice Dumnezeu, prima întrebare: dar tu cine ești? Pentru că în universul acesta există un singur Dumnezeu adevărat. Binecuvântat să-i fie numele. Eva n-are discernământ și nici Adam lângă ea n-are discernământ. Mai întâi legitimează persoana, află cine este și cu ce autoritate îți vorbește. Doi, este problema ascultării. De cine asculți? Cine are autoritate asupra ta? Când cineva vine să îți deschidă orizontul curiozității, când cineva vine să-ți facă oferte, dacă oferta aceasta este în contradicție cu Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu, întreabă-te de cine asculți. Orice formă de curiozitate integrată în planul lui Dumnezeu duce la binecuvântare. Orice curiozitate împotriva planului Dumnezeu aduce nenorocire. Este discernământ care lipsește, este neascultare și lipsește și măsura minimă de protecție. Măsura minimă de protecție. Cineva a dat drumul la o cugetare pe vremea comunistă. Se spune că fostul conducător din vremea aceea, Nicolae Ceaușescu, s-a dus în Oltenia, în zona copilăriei lui, și a întâlnit o femeie în vârstă pe care a întrebat-o: maică, matale, ce crezi? Comunismul a fost inventat de filozofi sau de oameni de știință? Și femeia a zis: maică, eu cred că l-au inventat filozofii. Și conducătorul i-a spus: așa e, maică, dar cum ajunsești la concluzia asta? Și femeia răspunde: dacă l-ar fi inventat oamenii de știință, l-ar fi probat mai întâi pe câini, pe cobai. Dar pentru că l-au inventat filozofii, l-au probat direct pe oameni. Ce lipsește acolo este măsura minimă de protecție.
Dacă tu spui că nu va fi niciun efect, vino să stai de vorbă cu Dumnezeu și să vedem care e argumentul tău și care e argumentul lui. Că se întâlneau în fiecare zi cu Dumnezeu. Adică trebuia să spună, stai puțin, ceea ce ne spui tu este în contradicție flagrantă cu ce ne spune Dumnezeu, de aceea nu dăm drumul la curiozitate și comportamentul unei curiozități care duce în direcția opusă lui Dumnezeu, ci vrem să vedem cum stai față în față cu Dumnezeu. Numai că lipsește discernământul, lipsește ascultarea și lipsesc minimele măsuri de protecție. Când vorbim despre măsurile de protecție, vom vedea puțin mai târziu la ce se referă acestea. Doar reținem, curiozitatea lui Eva îi distruge viața și afectează întreaga rasă umană, pentru că în momentul următor sunt alungați din grădina Edenului. Vreau să întoarceți la al doilea text din Biblie, în Geneza, la capitolul 34. Capitolul 34. Suntem în familia patriarhului Iacov. Avram, Isaac și Iacov. Patriarhii cărora Dumnezeu le face cea mai mare ofertă a Vechiului Testament în ceea ce privește planul mesianic al lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu pentru mântuirea întregii rase umane căzută în păcat prin neascultare în Eden. Iacov are 12 băieți și o fată. Pe fată o chema Dina. Dina a crescut într-o familie extrem de protejată. Dina este în contextul familiei, călătorește împreună cu casa lui Iacov, frații ei sunt plecați cu oile la câmp, ea este mai mult pe acasă și are o viață liniștită și protejată. Dar, versetul 1, Dina pe care o născuse lui Iacov Leia, a ieșit să vadă fetele țării. Ce s-a întâmplat? Când Iacov s-a reîntors de la Laban și a ajuns în țara făgăduinței, în loc să meargă la Betel, la casa lui Dumnezeu, s-a oprit în fața cetății Sihem. Și-a făcut o căsuță la marginea cetății Sihem și a început să intre în legături comerciale cu oamenii din Sihem. Și dintr-o dată Dina a văzut ce nu mai văzuse până atunci. Pentru că până atunci Dina a trăit într-un alt context, dacă ar fi să vă spun, să nu supăr pe nimeni, Dina a crescut ca la burzuc. Și acum, dintr-o dată, vine la Oradea. Și când vine la Oradea, în fața ei este o lume fascinantă. Și într-o zi, o prinde o curiozitate. Oare cum se comportă, cum trăiesc, ce fac fetele de la oraș? Așa că Dina s-a dus să vadă fetele țării, din cetatea Siem. Vedeți vreo problemă acolo sau nu-i vreo problemă? Mai întâi, Dina n-are discernământ. În mintea ei, cetatea Sihem nu pune niciun fel de pericole. Ea nu vede niciun fel de primejde acolo. Dar n-am voie să mă duc, dar nu sunt liberă să mă duc, dar ce e rău dacă mă duc și eu până în oraș? S-a dus să vadă fetele țării, numai că expresia să vadă fetele țării, era o zi în care fetele țării erau în stradă, nu erau la lucru și nu erau pe acasă. Adică era o zi în care fetele țării, din cetatea Sihem, fete păgâne, fete care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu, au o sărbătoare specială. Au o distracție specială și Dina spune, dar sunt și eu curioasă să văd cum sunt celelalte. Fetele, e ceva rău în asta?
Dina spune, nu-i niciun pericol, mă duc ziua. Numai că ea a fost zărită de Sihem, fiul hevitului Hamor, domnitorul țării, el a pus mâna pe ea, s-a culcat cu ea și a necinstit-o. În ziua aceea, băiatul împăratului, că erau cetăți stat, vede fata asta care nu-i dintre a lor, e altfel, e o fată frumușică, e o fată cinstită, e o fată altfel. A pus mâna pe ea și a necinstit-o. În ziua aceea, Dina nu vede niciun pericol, când de fapt ziua aceea are pentru ea un pericol extraordinar care îi marchează viața. Al doilea aspect. Dina a crezut că n-are nevoie de protecție. S-a dus singură. În vremea aceea și încă până în ziua de astăzi, în Orientul Mijlociu, fetele și femeile nu au voie să iasă singure în oraș, în spațiu public. În cultura lor, fetele și femeile sunt totdeauna însoțite de cel puțin un bărbat. De ce? În cultura lor se știe că o femeie singură, o fată singură, poate fi oricând o pradă ieftină. În vremea aceea, Dina crede că dacă frații sunt plecați la cu oile, dacă tata e ocupat cu altceva, mama, ea poate să iasă și se descurcă singură. N-am nevoie de protecție. Ar fi ca și când în zilele noastre fata spune, știi, e un spectacol, nu știu cum îi zice, nu le rostesc numele ca să nu le fac reclamă, dar toate colegele mele de clasă merg acolo, dar de ce să nu mă duc și eu? Mă duc, dar nu e nicio problemă că vin înainte de mâine dimineață. Ce ziceți? Nu ziceți nimic? Problema pe care o are Dina este următoarea. Crede că această curiozitate este nevinovată. Această curiozitate o scoate de sub protecția familiei. Această curiozitate o împinge într-o zonă în care riscul este adevărat și este cât se poate de nedorit. Oare cu cine am putea o asemăna pe Dina? O să zici, nu mă duc pe acolo, eu nu mă duc la spectacole acestea, că e piața de droguri și tot felul de alte nebunii care se întâmplă acolo. Dar de curând am stat de vorbă cu o fată care după ani de zile de teroare și de tragedii a aflat că sunt în zona respectivă și a făcut rost cumva de telefonul meu și mi-a dat telefon și a spus că vrea să stea de vorbă cu mine. A venit la biserica unde am avut slujbă în seara aceea și la terminare am stat de vorbă cu ea și am aflat istoria ei. Pe la 17 ani a devenit curioasă să-și pună poza ei pe un chat, pe un site de chaturi pe internet, să vadă cine va reacționa la poza ei. Curioasă, așa-i? Îmi pun poza să văd cine îmi dă like-uri. Și spune fata, mi-am pus poza și mi s-a făcut inima așa cât un purice să văd dacă mă place cineva sau nu mă place cineva. Și după câteva vreme a primit un like de la un băiat. Și spune fata, când am primit like de la un băiat și a pus și el poza. Așa, am simțit așa un fior în toată ființa mea. Și i-am dat și eu un semnal cu emoji și spune, de acolo s-a înfiripat un dialog între noi. Și am început să ne întâlnim zilnic online, pe chat, după care băiatul a spus că ar vrea să ne întâlnim și în realitate. Și ne-am întâlnit în realitate. Și am fost curios că era primul meu băiat cu care m-am întâlnit și care îmi făcea de acum declarații că sunt frumoasă și că mă iubește. Trecem peste etape și timp. La scurtă vreme după aceea,
Băiatul a dus-o la apartamentul lui și au început să trăiască împreună. După aceea a constatat că băiatul este un psihopat cu excese de nervi, de ură, de excese de furie. Și că a început să o bată și că i-a luat pașaportul și că a început să o închidă și să o trateze ca pe un animal. Și nu mai putea scăpa de acolo. Și spune ea, după 3 ani de zile am scăpat de acolo. După 3 ani de zile am scăpat din iad. Și acum sunt cu viața ruinată și zdrențuită. Mi-e greu să mă întorc la familie, la părinți. Mi-e greu să mă duc la... Unde să mă duc? Pentru că ți se pare că această curiozitate, o să ziceți, frate Paul, așa sunt fetele, câteodată nu judecă și emoțiile și sentimentele iau pe dinainte. Femeie căsătorită. După ani de căsătorie, se pare că viața de familie e monotonă. Că nu mai e romantismul acela de la început, că viața este monotonă, că nu mai are așa elanul acela și toate lucrurile care au caracterizat începutul relației. Așa că a zis, am hotărât să mă duc pe internet să văd, să omor monotonia. Și intrând pe internet, pe un site, a cunoscut un bărbat de pe alt continent. Și-au intrat în legătură. Și dintr-o dată, bărbatul acela a devenit bărbatul visurilor ei. Bărbatul acela a devenit tot ceea ce ea își imagina și cu o altă ocazie vom avea un mesaj despre fanteziile păcătoase. S-au născut în mintea ei tot felul de fantezii. Și și-a ruinat viața de familie și și-a ruinat absolut totul, intrând în relație cu bărbatul acela. Curiozități periculoase. Este istoria Dinei. Dincolo de ecranul acela. Este o lume care te poate duce spre iad sau o lume care te duce spre rai. În ce direcție te împing curiozitățile? În ce direcție te duci? Dina își ruinează viața și din clipa aceea tot ceea ce era frumos în viața ei s-a ruinat. Istoria o regăsiți în Biblie. Vă rog să deschideți la al treilea exemplu biblic la care ne oprim în dimineața aceasta, în 2 Samuel, capitolul 11. În anul următor, pe vremea când porneau împărații la război, David a trimis pe Ioab cu slujitorii lui și tot Israelul să pustiască țara lui Amon și să împresoare Raba. Dar David a rămas la Ierusalim. Într-o după-amiază, spre seară, David s-a sculat din pat și se plimbea pe acoperișul casei împărătești. Este regele David. E căsătorit. Are soții și are copii. Este vremea în care armata lui este la război, el rămâne în Ierusalim și se plictisește. Bărbat plictisit. Bărbat fără ocupație. Bărbat care trebuie să omoare vremea cu ceva. Cum să omoare vremea? Păi se urcă pe acoperișul palatului, acoperișurile sunt plate, să vadă ce se mai întâmplă prin vecini și pe stradă. Omorând vremea, așa-i? Acum, cei care am crescut la sat, știm că la uliță, în fața gardului casei, foarte mulți săteni au câte o... Ce au? Câte o bancă. Ce fac? Ies pe bancă să vadă cine vine și cine merge. Acolo e buletinul lor de știri. Acolo e telejurnalul lor. Se uită să vadă cine este pe stradă, cine vine, cine pleacă și mai se adună și pâlcuri și vorbesc. O, dar David nu este să vadă, ci stă pe acoperișul casei și se uită prin vecini și vede ceva care îi stârnește curiozitatea. Vede o femeie care face baie și este la vedere.
Și dintr-o dată curiozitatea lui David îl îndreaptă în direcția aceea și Biblia ne spune că a zărit o femeie care se scălda și care era foarte frumoasă și a întrebat cine este femeia aceea. Și s-a spus, este Batseba, fata lui Eliam, nevasta lui Urie, hetitul. Dintr-o dată, curiozitatea lui David îi îndreaptă comportamentul într-o direcție extrem de periculoasă. Discernământul lui David în clipa următoare este anulat. David, ești însurat. David, ai copii. David, ești chemat să fii omul lui Dumnezeu care împlinește planul lui Dumnezeu. David nu mai are discernământ. David nu vede pericolul. David nu vede în clipa aceea tragedia care va veni peste casa lui. David renunță la orice fel de ascultare de legea lui Dumnezeu care spune să nu poftești soția apropiului tău. Calcă porunca lui Dumnezeu. David nu-și ia măsura minimă de protecție. În Ierusalim era și marele preot. În Ierusalim era acolo resursa spirituală să meargă să spună sunt într-o perioadă în care simt că mă atacă cel rău. V-am spus cu altă ocazie că în urmă cu ani de zile călătorind dinspre Statele Unite spre casă am ajuns în aeroportul internațional de la Frankfurt și aveam de așteptat câteva ceasuri până la zborul de la Frankfurt spre Budapesta. Așa că, obosit de călătorie, greu să citești, am hotărât să-mi iau un cărucior de acela de aeroport, mi-am pus geanta pe el și m-am plimbat prin terminal, prin zona aceea internațională, ca să nu mă prindă somnul și am început să mă uit să văd cum se comportă alți călători care sunt la fel de obosiți ca mine. Și am văzut că unii se așează pe un scaun și dorm, alții fac altceva. Și în timp ce mă uitam, am văzut pe cineva, un cunoscut din România. Și am zis, interesant. Să văd ce face un alt român într-un aeroport internațional. Avea și el un cărucior și se plimba și el. Așa că eu m-am plimbat la vreo 10 metri în spatele lui să văd ce face. Și l-am văzut că se duce înspre un chioșc cu revistele acelea spurcate și începe să-i dea târcoale chioșcului și târcoalele sunt așa tot mai aproape, tot mai aproape, până când ajunge față în față cu standul de reviste murdare și întinde mâna să ia una. În clipa aceea i-am pus mâna pe umăr și am zis, crezi că de aceea ți-a dat Dumnezeu bani ca să călătorești, ți-a dat ochi ca să vezi, ți-a dat sănătate ca să te spurci cu aceste necurății? S-a întors înspre mine și a spus, numai Dumnezeu v-a trimis. Am ajuns sub o ispită atât de puternică, încât simțeam cum mă dea până satana, ca pe un ghem. Și nu mă mai puteam opri, numai Dumnezeu v-a trimis. David fuge de măsurile de protecție. Lângă fiecare dintre noi Dumnezeu așează măsuri de protecție. Mai întâi este protecția bunului Dumnezeu care ne spune și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Unde voi fugi departe de fața ta, zice David? Tu ești peste tot, ești atot prezent. Este această atot prezența lui Dumnezeu care ne vede curiozitățile. De aceea, atunci când suntem față în față cu aceste ispite, când suntem față în față cu aceste provocări, sunt măsurile de protecție pe care Dumnezeu ne le așează în față. Vreau să vă notați măsurile de protecție. Mai întâi, deciziile spirituale luate odată pentru totdeauna. Decizii spirituale luate odată pentru totdeauna. Psalmul 1. Ferice de omul care știe să spună nu. Omul care poate să ia decizii și ia decizii odată pentru totdeauna. Binecuvântat este omul care nu se duce la sfatul celor răi.
Curiozitățile nu-l duc acolo. A luat decizia că nu mă duc acolo. Dar nu doar decizia că nu merge acolo, ci zi și noapte cugetă la legea Domnului. A luat decizia că nu se duce în direcția păcătoasă, ci se va duce în direcția binecuvântată. Este un om care a luat decizii nenegociabile. Iov este unul dintre oameni care au luat decizii nenegociabile și spune: am făcut un legământ cu ochii mei. Am făcut legământ cu ochii mei că nu le voi da voie să se uite păcătos nici într-o direcție. Iosif este un alt exemplu care a luat o decizie să rămână curat înainte lui Dumnezeu și în fața ispitei spune: să mă ferească Dumnezeu să fac un asemenea rău. Este decizia aceasta: nu voi negocia. Dragii mei, orice om care negociază aici este un om care își negociază distrugerea. Ferice de omul care nu zice: voi vedea, voi decide, voi mai cumpăni. Ferice de omul care spune nu odată pentru totdeauna. De aceea, atunci când ne întoarcem la Dumnezeu, decizia noastră este că intrăm sub autoritatea lui Dumnezeu și El este Domnul și Mântuitorul nostru și vom fi a Lui până când? Până când se termină viața aici și vom continua cu El în veșnicie. Dacă n-ai luat deciziile acelea categorice, te păstrezi într-o zonă de vulnerabilitate continuă. Decizii spirituale nenegociabile. În aceste decizii spirituale nenegociabile, ce zi și noapte cugetă la legea Domnului și este un om care își găsește împlinirea într-o viață trăită sub autoritatea lui Dumnezeu și într-o direcție care îl onorează pe Dumnezeu, indiferent în ce domeniu de activitate. Apostolul Pavel spune că are o dorință nemaipomenită să-L cunosc pe El și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Să-L cunosc pe El, cunoașterea lui Dumnezeu este pasiunea lui Pavel. Dacă n-ai această pasiune de a-L cunoaște pe Dumnezeu, nu poți trăi într-un gol spiritual. Al doilea mecanism de apărare. Respectă structurile de autoritate sub care te-a așezat Dumnezeu. Dumnezeu ne-a așezat pe fiecare în structuri de autoritate. Prima structură de autoritate în care ne așează Dumnezeu este familia. Dragi copii, dragi tineri, familia este o binecuvântare a Dumnezeu care, printre altele, este și o structură de protecție. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla cu un copil care n-are părinți care îl protejează când ar vrea să umble cu cuțitul sau cu butelia sau cu priza sau cu altceva. Sau ar vrea să meargă să-ți ia motocicleta sau mașina și să meargă cu ea fără să știe să conducă, fără să fie apt pentru așa ceva. Gândește-te că n-ar fi acolo cineva care protejează. Ne-a așezat Dumnezeu în structuri de autoritate și în structurile acelea Dumnezeu vrea să ne dirigeze în direcții sănătoase și să ne protejeze de celelalte. Toți cei care se duc înspre curiozități păcătoase, periculoase, vor să scape de sub structurile de autoritate. Dacă ai cunoscut un băiat care vrea să te ducă într-o direcție păcătoasă, unul dintre primele lucruri care le va face, te va scoate de sub autoritatea părinților. Îți va spune că gata, ești mare, nu mai trebuie să asculți de părinți. Și îți va înnegri părinții până când așează în tine revoltă față de părinții tăi. De ce? Vrea să te scoată de sub protecția lor. Dacă familia pe care ți-a dat-o Dumnezeu este acolo să te protejeze, ce rău va vrea să te scoată de acolo? Rămâi însă sub protecția familiei tale. A doua structură de autoritate pe care ți-a dat-o Dumnezeu și ne-a dat-o este biserica. Biserica este și o structură de autoritate prin care Dumnezeu vrea să ne dirigeze spre lucrurile frumoase și să ne apere de cele păcătoase. Când diavolul vrea să te ducă într-o direcție a curiozităților periculoase, te scoate și de sub autoritatea bisericii și te așează sub tot felul de autorități fantomă. La ora actuală, sunt enorm de mulți oameni care ies de sub autoritatea oricărei biserici și se declară singuri autoritate peste ei. Așa că se duc și vizionează tot felul de site-uri, care de care mai nesănătoase și care de care mai periculoase.
Ai verificat cu cineva dacă site-urile pe care le vizitezi sunt sănătoase? Sau zici, mie îmi plac, încotro te duc. Dumnezeu te așează sub autoritate pentru binele tău. Când vei face pași să ieși de sub autoritate, te așezi singur într-o zonă extrem de periculoasă și alunecoasă. Al treilea lucru pe care Dumnezeu ne-l-a așezat este cultivarea disciplinilor spirituale. Disciplinile spirituale sunt acele activități spirituale personale care ne ajută să ne maturizăm, să avem discernământ, ne ajută să ne întărim în omul din lăuntru, ne ajută să ne clarificăm prioritățile și ne ajută să ne focalizăm energiile. Este Scriptura, este rugăciunea și postul, este părtășia frățească, este slujirea în cadrul bisericii a trupului lui Hristos, este măsura de înfrânare, de autocontrol, tot ce înseamnă disciplină spirituală. Una dintre problemele pe care le are creștinismul secolului 21 este un creștinism fără discipline spirituale. Un creștinism în care să nu ai niciun fel de exerciții spirituale, niciun fel de disciplină spirituală, să faci ce vrei, când vrei, cum vrei și să nu faci decât ce ai tu chef. Disciplina spirituală este extrem de importantă în momentul în care un om neglijează disciplina spirituală. Este ca și un muzician despre care se spune că dacă nu exersează într-o singură zi, știe numai el. Dacă nu exersează două zile, cunoaște și dirijorul orchestrei. Dacă nu exersează trei zile, află și publicul. Diavolul știe când am neglijat disciplina spirituală și ne cunoaște momentele vulnerabile. Și în final, pocăința și curățirea. Dacă în curiozitățile nesăbuite ne-am dus în direcții periculoase, am făcut lucruri nepotrivite, Biblia spune, există un har extraordinar a pocăinței. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățe de orice nelegiuire. Este această invitație a Domnului să ne curățăm de ceea ce a însemnat pericol, pângărire, păcat în viața noastră și să ne reașezăm toate lucrurile. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, ci își găsește plăcerea în legea Domnului. Diferența între cel care se duce la sfatul celor răi și cel care se duce la legea Domnului, știți care este? Diferența dintre pom și pleavă. Cei răi sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. Cei care cugetă la legea Domnului sunt ca un pom sădit lângă un izvor de apă. Ce ai vrea să fii, pleavă sau pom? Ce ai vrea să fii în viața ta și cum să-ți termini viața? Ferice de cine are această disciplină să aleagă ce trebuie ales. Curiozitățile acestea care sunt periculoase sunt descrise într-un mod extrem de interesant în mitologia greacă. În mitologia greacă se spune că zeii din Olimp erau în război cu titanii pentru puterea lor asupra universului. Și dintre titani, doi au trecut de partea zeilor din Olimp, Prometeu și fratele lui Epimeneu. Și Prometeu, lucrând cu zeii din Olimp, a fost cel care a creat bărbații, oamenii bărbați de pe pământ. Și a fost atât de preocupat de bărbații pe care i-a creat, încât a vrut să le facă parte de binecuvântări pe care le aveau numai zeii și printre aceste binecuvântări era focul. Așa că Prometeu a furat focul de la zei și l-a dus oamenilor pe pământ. Și mitologia greacă spune, Zeus s-a supărat pe Prometeu și i-a dat două pedepse. Mai întâi prima. Prima pedepsă l-a luat și l-a legat cu lanțuri de o stâncă în munții Caucaz și a trimis un vultur care în fiecare zi îi mânca lui Prometeu ficatul. Pe viu, fără anestezie.
Noaptea îi creștea ficatul la loc și a doua zi vinea vulturul și îi mânca din nou ficatul. Și era supus la chinul acesta zilnic, zilnic și vreme îndelungată. Dar într-o zi, Heracle a trecut pe acolo și cu o săgeată a lovit vulturul și l-a omorât și l-a dezlegat pe Prometeu. Și atunci Zeus a zis, îi trimit a doua pedeapsă. A doua pedeapsă a fost următoarea. A chemat Asociația Zeilor din Olimp și i-a pus să creeze o femeie. Și-au creat cea mai frumoasă femeie pe care au putut-o imagina zeii și căreia i-au fost așezate toate darurile, toate însușirile pe care le puteau da zeii unei femei. Și au pus denumire Pandora. Pandora care se traduce toate darurile. Deci Pandora a fost femeia cu toate darurile. Printre darurile acestea i-a dat și darul curiozității. Și când totul a fost terminat, Zeus i-a dat Pandorei o cutie, o cutie specială, un vas special, și i-a spus că vasul acesta este cadoul ei din partea zeilor pentru ziua nunții ei, dar n-are voie să-l deschidă niciodată în niciun fel de împrejurare. Este darul ei, dar pe care să nu-l deschidă. Și cu frumusețea aceasta și cu darul acesta a trimis-o la Prometeu să se căsătorească cu el. Prometeu a bănuit că Zeus este viclean și că vrea să-l pedepsească și a refuzat să se însoare cu Pandora. Fratele lui însă, Epimeneu, când a văzut-o pe Pandora, a luat-o de soție și și-a început viața. Și spune mitologia greacă că într-o zi când Epimeneu era la vânătoare, Pandora s-a dus la cutie și a început să o mângâie. Și pe măsură ce se uita la ea, era tot mai intrigată și tot mai curioasă. Oare ce-o fi în cutia aceea? De n-am voie să mă uit. Dar nu-i nimeni să mă vadă. Și dacă nu mă vede nimeni, o deschid numai puțin să mă uit în ea. Și-a mai mângâiat-o, s-a mai plimbat în jurul ei, s-a întors din nou la cutie și a zis, o deschid totul să mă uit. A deschis-o și din cutie au ieșit toate blestemele și toate nenorocirile și toate relele pe care zeii le-au pus în cutia aceea ca pedeapsă pentru oameni. Și când Pandora a văzut ce iese, a vrut să închidă cutia. Numai că ieșise toate blestemele și toate relele. Și ne spune mitologia greacă că așa au venit relele pe pământ și de acolo a rămas în literatură până astăzi să nu deschizi cutia Pandorei. Adică nu da drumul curiozității care te duce înspre lucruri care aduc nenorocire. Biblia însă vine altfel. Biblia vine să ne spună, deschideți inima pentru Dumnezeu. Deschideți inima pentru Cel care vrea să-ți umple inima de toate miracole și binecuvântările cerului. De Cel care vrea să-ți dea o viață frumoasă. De Cel care vrea să-ți dea minte sănătoasă. Să-ți dea pricepere la locul de muncă. Să-ți binecuvânteze viața și familia, copiii. Să te ajute să-i crești cu frică de Dumnezeu. Deschideți inima! Pentru că Dumnezeu este Dumnezeul în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și științei. Și Dumnezeu este Tatăl tuturor binecuvântărilor. Și binecuvântările acestea ni le-a dus în Hristos Iisus, Domnul nostru. Și în Hristos avem totul de plin. În Hristos avem iertarea păcatelor, împăcarea cu Dumnezeu, avem viața veșnică, avem o nouă viață în Hristos Domnul, avem bucuria părtășiei frățești, avem prezența lui Dumnezeu aici și împreună cu El toată veșnicia. A Lui să fie slava. Am început prin a spune, ești un om curios? Nu o să vă rog să ridicați mâna. Dacă ești un om curios, în ce direcție te duce curiozitatea? Te-a dus curiozitatea înspre lucruri periculoase? Te-a dus curiozitatea pe un drum care duce la pierzare? Te-a dus curiozitatea în tipare de comportament care îți ruinează mintea și sănătatea și viața și familia și veșnicia? Din cer, nu Prometeu, nu focul, din cer Fiul lui Dumnezeu a venit să spună, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu
vă voi da odihnă pentru sufletele voastre. Eliberare. Este oferta lui Dumnezeu. Este oferta pe care apoi psalmistul spune, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la ea. El este ca un pom sădit lângă un izvor de ape, ale cărui frunze nu se veștejesc, își dă rodul la vremea lui și tot ce începe, duce la bun sfârșit. Și creșterea copiilor, și căsătoria, și proiectele la serviciu, și slujirea în casa Domnului, și viața pe pământ, tot ce începe duce la bun sfârșit. Asta înseamnă să deschidem inima și curiozitatea noastră este să-L cunoaștem pe El. Și spune Domnul Iisus în Ioan 17, și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Amin. Aplicație. Vă invit să plecăm capetele rugăciunii. În lumina Scripturii și sub cercetarea Cuvântului lui Dumnezeu, uită-te la dorințele inimii tale și la motivația inimii tale. Uită-te la curiozitatea care s-a cuibărit în sufletul tău și la drumul pe care mergi. Dacă te duci pe un drum periculos, în numele jertfei Domnului Iisus Hristos, oprește-te și întoarce-te. Dacă mergi pe drumul acela, problema nu este dacă îți vei distruge viața, ci cât mai e până când ți-o nenorocești de tot. Dumnezeu, îți deschide în față un nou orizont. Orizontul împărăției cerurilor și răspunsul oamenilor de pe pământ nu vine de pe pământ, ci răspunsul la nevoile noastre vine totdeauna din cer. Este un singur Dumnezeu și este bun. Este Tatăl nostru. Este un Dumnezeu care vrea să ne aducă viață din belșug și a trimis pe Hristos Domnul. Și Hristos a spus, eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Este o vreme în care poți să iei decizii. Decizii să spui, binecuvântat este omul care nu se duce la sfatul celor răi. Să spui, Doamne, eu m-am dus. M-am așezat și m-am oprit acolo. În ziua de astăzi, cer de la tine har de iertare, de pocăință și de întoarcere. Cer de la tine putere ca să mă ridic de acolo și să-mi deschid inima pentru acela în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și științei, pentru cel care este calea, adevărul și viața, pentru cel care a lăsat cerul ca să vină jos pe pământ să aducă cerul în inima noastră. Stai înaintea Lui și cere-i deopotrivă iertare și curățire și umplere și binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste toată adunarea și peste casele noastre și peste țările noastre. În numele Domnului, amin.